Quiero este sponsor de Instant Gaming. Compra el juego original de la PS with my mistake with Benito Letale. Link cool y este en descriere. En ik denk je bij gisteren video. Goedendag, ik vaak ons goed te proberen door die Fire Wizard. Ik noem het een vatte bunker is ook op een koe. Gameplay, dus je let's play jullie het proces aan Minecraft. Brahala, denk ik het wat hier zien. Aan een kanaal die zo interessant is, dan ik heb het hier op een koe met het. Nu praat ik te doen maar dit. Also grammade de videoclip. Heide gelijk met hem. Zie. Dat ik jullie een subscribe dat ik heb dit server. Ik heb een keer op het aspect op het zet. Ja, pas kuur ik van mijn grappe episode. Link jullie. We gaan in de schrijven. Salut even tot los. Ik ben van gezien een nieuwe episode bij het kanaal. Ja, zo'n kio. Ja, dat is. Revin ku videoclip op de. Pardon, o perioadă de vreo 3-4 zile în care n-am mai postat în paralel, am fost plecat, acum abia m-am trezit. Și tocmai că am avut o surpriză în inventarul meu, însă înainte să vă arăt, nu uitați dat un like, apăsați butonul de subscribe și clopotul pentru că la 22.000 se extrage câștigătorul chei de Counter-Strike Global Offensive. Haideți să vedem cum am obținut eu, ce am obținut aici, să dăm click pe One New Item. Hopa! Pick'em Silver Trophy Boston E-League. Știi că am făcut noi pick'em-urile și apare ne-au ieșit. Pentru că am primit această Silver Boston 2011 Pick'em Trophy. Eram foarte aproape să-l câștig pe cel de aur. Nu de silver, pentru că sunt 3. Este cel de bronz, care e primul. Este cel de silver, care e ăsta. Și este cel de gold, pe care eu n-am reușit să-l obțin. Dar nu contează, și ăsta arată foarte, foarte tare. Ia că dăm inspect. Și după cum vedeți, arată super super. Avem aici CSGO Boston 2018 Pick'em Challenge. Aici este sigla E-League, care a organizat turneul. Este foarte, foarte rară această, să zic așa, această medalie, sau nu știu cum să zic, acest trofeu, da? Pentru că practic știe că e un trofeu. Și haideți să vedem cum l-am obținut eu. Ia dăm pe watch și vedem că aici am spune că am adunat un total de 64 de puncte și că mai trebuia 11, adică meciul ăsta pentru, adică nu, trebuia să califice ca gaming și să bată în final. Și primeam varianta gold. Dar v-am zis că nu contează. Bun. Haideți să vă arăt cum am început eu. Da? Pick'em preliminary. Am pus aici că trebuia să câștige Face cu 3-0, nu a câștigat. Am pus că pierde QB cu 3-0, nu a pierdut, dar în schimb s-au calificat atât Navi, cât și G2, cât și Cloud9 pe care pusesem, dar nu se mai văd aici că n-au sticărele, da? Dar eu încă sunt pus pe ele. Team Liquid s-a calificat Space Soldier și Mousepad. Deci mi-au ieșit 1, 2, 3, 4, 5, 6 predicții. Deci aici sunt 6 puncte, da? După care la Group Stage, fața grupelor, am pus că bate SECA cu 3-0, nu mi-a ieșit. QB din nou că pierde cu 3-0, nu mi-a ieșit. Dar mi-au ieșit aici încă 3 pentru că s-a calificat Cloud9, G2 eSports și FaZe Clan. De asemenea, s-a calificat și Fnatic. Dar aici deja îmi dau mai multe puncte pe corect pick. 3 puncte pe pe alegere, da? Deci venea 3 ori 3, 9, pentru că atâta am avut.
ooit een keer 3 punten doorspreken. Ik heb punten. Ik ga gisteren 2 keeper alleen maar wisselen. No. Met 3-3 noorden. Plus ja, ik heb alleen maar voetgehouden in preliminaire. Adieke. King spreken je punten aan van mij. Ja. De pakkade is al play-offs. Amale gaan. Hij is deja desde de dag dat er 2 punten per collega per alegria correcta, da? Nuestros dos eliminados somos cosas. Entre FaZe Clan y Na'Vi, Amales FaZe Clan, entre que se califica QB y Na'Vi, Amales Automat QB Fire, da? Si a tu encra, da que yo me critica 12 puncte X, automat am făcut o sumă destul de mare hop prin medalia. Pe urmă am bătut și aici cu Seca Gaming, aici am pierdut, deci încă 12 puncte, iar de aici am luat 10 puncte pentru că FaZe Clan s-a calificat, dar am pierdut pe SK. Și am ajuns la acest minunat Pick'em Silver Trophy pe care chiar nu, deci chiar îmi place foarte, foarte mult cum arată această medalie și o să folosesc mult timp de acum acolo la pin aici pe profil pentru că arată super super tare. Bun, băi, cam asta a fost episodul. Dacă v-ați luat după predicțiile mele de la început, ar trebui să aveți și voi această medalie Silver. Este foarte greu de obținut până și medalia bronz, adică prima, nu foarte multă are, foarte multă lume are acest gen de medalii. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să dați un like, share, subscribe și nu uitați că noi ne vedem la videoclipurile următoare. Eu am fost Kio, până data viitoare, salut!